Închițit-o. Mi-a rămas și bucățica de caras. O mai bag o dată. Au trecut 3 ore din partida. Mi-am propus să stau de la 6 dimineața până la prânz. Bilanțul l-ați văzut. Două trăsături, doar două trăsături. Una la coșuleț, una la bucățică și 2 pești.
E și o atmosferă foarte plăcută când nu bate soarele și cu peștele eu sunt foarte mulțumit. Mi-a confirmat și un tip care a venit din dreapta de acolo, de la locurile bune, de la locul de Cârjeancă, cum este cunoscut. Au zis că m-a întrebat ce am prins, i-am spus și a spus că sunt cavaler. Un compliment pe care l-am primit cu plăcere. Și a spus că ei au avut în total, el a plecat și mai era un om acolo, 20 de lansete și absolut nicio trăsătură. Au pânzit pur și simplu tot malul ăla spre bazin, spre cheu și cred că de azi noapte, de la 3, de la 4, absolut nicio trăsătură. Citez, nici măcar un guvid. Am încheiat citatul.
Da, foarte tari. Șerpi ăștia de apă. Satrix teselata. E a treia specie de șarpe pe care am găsit-o în cadrul seriei Ichthys. Prima a fost Natrix Natrix, fratele șarpelui de apă. A doua, șarpele rău, Prolichiophis Caspius. Și acesta. Vreau să vă spun o poveste despre șarpele rău. Că tonul trage acum, n-am mai tras absolut deloc. Două trăsături, doi pești, asta a fost tot. Am căutat despre șarpele rău pe internet. Și zicea acolo că, normal, nu e veninos, doar că e foarte agresiv, mușcă. Și prin unele părți spunea că ar putea purta boli și cauza infecție victimei. Și mai scria că stau pe lângă vaci, pentru că le place laptele, simt mirosul de lapte sau ceva de genul ăsta. Și era o întâmplare cu o vacă care păștea și a mușcat-o de bot. Și s-a infectat și a murit. Nu prea cred povestea asta, dar nu asta voiam să vă împărtășesc, ci povestea lui Mamaie, cu bunica. I-am povestit despre șarpele ăsta și spunea că știe despre ce e vorba. Și pe vremuri, când lucrau la câmp, ea și frații ei și prietenii și cine mai era, un tip a băut foarte mult lapte, că îi plăcea laptele foarte mult și mie îmi place, și a băut mult lapte și la prânz sau când s-au odihnit, când au luat pauza de masă, tipul ăsta s-a culcat frumos pe iarbă, cu mâinile sub cap, și a sfărăit, și a visat, și a deschis gura, și a curs băluța, și tot tacâmul. Și prin gura deschisă, dar sunt o grămadă, prin gura deschisă a simțit mirosul de lapte din stomac, șarpele rău, Dolichiophis, și a intrat în stomac, a intrat în el, prin gura deschisă. Mama e povestea așa, cu toată seriozitatea și cu toată convingerea, adică nu era niciun dubiu. Și vă dați seama că s-a trezit cu dureri îngrozitoare. Și a fost un coșmar, un chin. Și cuiva, unui bătrân mai înțelept, i-a venit ideea genială ca tipul ăsta să se culce sub o vacă pe spate, că erau acolo vaci la păscut, și să bea lapte direct din țâța vacii, din uger. Apoi s-a culcat sub vacă și și-a tot picurat lapte și încet, încet, într-o stare de extaz de ăsta eliadesc, dacă vreți, mie mi s-a părut așa o poveste, o proză scurtă de a lui Eliade. Bine că are și el o poveste a șarpele, dar este despre altceva, dar poate că o să o scriu eu. E ieșit șarpele ușor, ușor, s-a ridicat pe sofag în sus și a ieșit din gură și a mușcat vaca de uger, de mamelon. Vă dați seama, cred că pot să fac și un tablou cu un tip așa în extaz culcat, șarpele ieșind din gura aia lui și vaca deasupra și șarpele mușcând cu dinții, însângerând țâța vacii. Ar merge foarte tare. Da. Despre pescuit mai am o oră de spus. Mai aștept o oră și apoi plec acasă liniștit. Am deja la 302 delicatese.